Deschideți cu mine în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 17. Citim o rugăciune făcută de marele om al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Apreciem faptul că Dumnezeu a fost bun cu noi și ne-a îngăduit în seara aceasta să stăm în casa Lui, în prezența Lui, la cuvântul Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Ce vreau să vă spun de la bun început este că atunci când Domnul Iisus Hristos, mărire în numele Lui Său, va veni, El nu mă va lua pe mine, nu va veni după mine sau după dumneatale. El va veni să-și ia biserica. Deci El nu va veni după cineva personal. De aceea biserica este atât de importantă. Pentru că atunci când vine Domnul Iisus, El vine să-și ia mireasa, vine să-și ia soția cu care va avea o nuntă în cer. Soția aceasta, mireasa, este biserica. Deci El nu vine să te ia pe dumneatale singur, dintr-o biserică sau alta. Ia la modul general biserica. De aceea biserica este foarte, foarte importantă. Biserica ar trebui să fie demonstrația de puterea lui Dumnezeu pe pământ. Deci vorbim acum de biserica care va fi răpită, de biserica care se va duce, de biserica care o va lua Domnul. Biserica aceasta trebuie să fie o demonstrație de putere pe pământul ăsta din partea lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie martorul lui Dumnezeu pe pământ pentru lucrurile supranaturale. Biserica trebuie să trăiască pe pământ, dar cu puterile veacului viitor. Adică între biserică și ce poate face lumea, trebuie să fie ca între un uriaș și un pitic. Noi nu concurăm cu posibilitățile sau cu potențialul lumii, dar biserica este atât de mediocră în timpurile în care noi trăim, încât de-abia concurează cu lumea. De exemplu, să vă dau câteva ramuri, așa ca să vedeți. Să spunem că biserica face școală, o școală. Vreau să vă întreb, cei de lume pot să facă o școală? Care e diferența? Biserica face un azil. Bun, cei de lume pot să facă azil? Și care e diferența? Biserica poate să facă o farmacie și sunt multe medicamente și vin acum 200 de oameni la biserică că-s medicamente. Vreau să vă întreb, în afară se poate face o farmacie? Biserica face o construcție, cum aveți dumneavoastră frumoasă. Vreau să vă întreb, cei din afară pot să facă și ei așa ceva? Și atunci, care e diferența? Biserica poate să facă un cor. Ce ziceți noi? Poate să facă și aia de afară. Face o fanfară. Poate să facă și aia de afară. Deci care e diferența? Noi am ajuns să concurăm cu potențialul lumii. Vreau să vă spun, biserica este un uriaș. Tot potențialul lumii ar trebui să fie un pitic pe lângă potențialul unei biserici, pentru că biserica are ceva supranatural. Deci ea reprezintă, este martorul lucrurilor supranaturale care nu se întâmplă în afară. Asta e biserica autentică și adevărată, martorul lui Dumnezeu pe pământ. În Vechiul Testament, martorii erau oamenii lui Dumnezeu, erau profeții. Oamenii aleși lui Dumnezeu și ăștia arătau putere, erau o demonstrație de putere pe pământ. Trăiau cu puterile veacului viitor. Nu-i de mirare, de exemplu, că o văduvă s-a uitat la un sfânt, la un profet și știți ce a spus? Cunosc acum că tu ești omul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul devine realitate. Nu e de mirare că 150 de soldați împreună cu 3 ofițeri în momentul când s-au dus la Ilie pe muntele Carmel, știți cum au strigat?
Omule al lui Dumnezeu, adică o armată tremura jos la poalele muntelui, pentru că sus era omul lui Dumnezeu, care era o demonstrație de putere. Biserica trebuie să fie o demonstrație de putere. Vă aduceți aminte, de exemplu, o femeie bogată din Sunem vorbește cu soțul ei și spune: măi, trebuie să facem și noi o cameră, punem o masă, punem un pat, un scaun, pentru că trece pe aici omul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în casa lui Naaman era o fetiță mică. Știți ce știa fetița asta? De obicei, românii se uită la o emisiune la televizor care se numește Copiii spun lucruri trăznite. Dar vreau să vă întreb, copiii chiar ar trebui să știe lucruri trăznite? Nu, ei spun ce știu. Știți ce știa fetița asta? Știa că în Samaria există omul lui Dumnezeu, care e o demonstrație de putere. Ia gândiți-vă dumneavoastră dacă cineva se aduce acum la un bolnav de cancer, se duce la primarul orașului Deva, zice: domnule, ajutați-mă și pe mine. Cu ce să te ajut? Păi uite, trebuie să am cancer, trebuie să mă operez, trebuie să mă duc în Germania sau în Franța sau în Austria sau în Ungaria. Și primarul s-a uitat, auzi, nu te duce la nicio operație, du-te la muntele Sionului, că acolo e omul lui Dumnezeu și nu ai nicio problemă. Ce ați zice dumneavoastră asta? Ar fi o diferență. Dacă noi le dăm bani să duc la operație, cum le dă și primarul, care e diferența? Când noi facem închetă, cum fac și ei. Deci în biserică nu mai există demonstrația lui Dumnezeu de putere. Nu mai există supranaturalul. Și dorința noastră, adică pasiunea vieții noastre de pocăiți, de creștini, ar trebui să fie puterea lui Dumnezeu. Și ar trebui să avem un vis. Vreau să spun că fiecare dintre noi la o anumită vârstă visăm. Îți fixezi când ești tânăr privirea într-un colț și visezi cu ochii deschiși. Așezi pe un fotoliu și visezi. După ce te pocăiești, trebuie să ai un singur vis. Știți care e visul ăsta? Să fii omul lui Dumnezeu. Eu deja când mă duc pe la tineri prin vizită, îmi dau seama ce visează. Mă uit la ei în cameră, au postere cu Schwarzenegger, cu Andreea Marin, cu nu știu ce desene animate. Și îmi dau seama ce visează ei. Păi nu vă supărați, am dat-o pe Fecioara Maria jos de pe perete ca să-l pun pe Arnold Schwarzenegger. Nu vă supărați, o pun înapoi. Mă duc trupe de cântat, chiar și creștine, oameni buni, păi l-am dat jos pe Pavel de pe perete, l-am dat jos pe Petru, am dat-o pe Sfânta Maria jos ca să-i pun pe alții muritori de pe pământul ăsta, care nu merită să fie puși alături de acești sfinți pe care i-am dat jos. Visul nostru a fiecare dintre noi ar trebui să fim oamenii lui Dumnezeu. Amin. Să formăm o biserică care reprezintă pe pământ martorul lui Dumnezeu pentru puterea supranaturală. Amin. Să trăim cu puterile veacului viitor. Oamenii să se regăsească aici și să găsească aici ceea ce nu mai găsesc nicăieri în altă parte. Amin. Amin. Când Domnul pleacă din biserică, spune: Doamne, am simțit acolo ce n-am mai simțit nicăieri niciodată în viață. Acolo e locul meu. Simte ceva că e diferit de cei în afară. Și oamenii au nevoie de lucrul acesta. În biserică ar trebui să fie două stări plecate din puterea lui Dumnezeu. În primul rând ar trebui să fie o stare de pocăință, care nu mai este, și de-aia biserica nu mai este supranaturală, pentru că nu mai există o stare de pocăință. Spunea fratele Jean Chiforanie, nu vă supărați pe mine acum că vă spun, zice, pe vremuri, cu câțiva zeci de ani în urmă, la o cântare se pocăiau oameni și curgeau lacrimile și mucii și se adunau în barbă. Ați înțeles? Ați mai văzut asta undeva? Nu mai există stări de pocăință. Noi concurăm cu lumea. Avem tehnică, avem performanță, avem predicatori, avem cântăreți, avem corul. Nu-i rău! Facem tabere cum fac și ei, facem spitale cum fac și ei, facem grădinițe, școli, azile, concurăm cu ei. Dar elementul de bază care trebuie să regăsească în toate lucrurile care facem noi afară de ce fac ei, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Și puterea lui Dumnezeu de fiecare dată când vine, aduce o stare de prăbușire, adică te prăbușești în pocăință. Inima ta trebuie să înceapă să plângă. Până la pocăință ai fost un păcătos care alergai spre păcat, pentru că îți plăcea păcatul. După pocăință ești un om care fuge de păcat. Și urăște păcatul. Știți ce spunea Apostolul Pavel în Romani? Zice, nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Adică el ura păcatul. Nu vă supărați, eu fug de păcat.
Dar păcatele astea de care fug eu, uneori îmi plac, nu le urăsc. E o mare diferență. Ați înțeles? E o mare diferență să fugi, să nu te uiți la un meci de fotbal, dar să-ți fie drag, nu că-l urăști. Asta e o mare diferență. Deci Pavel zice, fac ce urăsc. Adică mi-e scârbă de mine, nu găsește cuvinte să se dojenească pe el. Spune, nenorocitul de mine, sunt o lepădătură, un gunoi. Asta e o stare de prăbușire, o stare de pocăință pe care o are apostolul Pavel înaintea lui Dumnezeu și urăște păcatul. Doamne, ai milă de noi. Asta e o stare care ar trebui să fie în biserică în urma puterii lui Dumnezeu și a doua stare este starea de biruință, numai de pocăință. Că poți să te pocăiești să n-ai biruință. Acum vă dau câteva versete să vedeți câți ați intrat în biruința Domnului. Pentru că trebuie să știți că atunci când Israel a ieșit din Egipt, au ieșit vreo 600.000. Știți câți au intrat în țara promisă, în promisiunea lui Dumnezeu. Deci toți au avut experiență cu Dumnezeu, 600.000. Botez! Experiență cu Dumnezeu, mâna puternică a lui Dumnezeu. A văzut-o toți. Vreau să vă întreb, câți au intrat în promisiunea lui Dumnezeu? 2. Nu e interesant. Trecem prin botez, avem experiență cu Dumnezeu, dar în promisiunile lui Dumnezeu ajung foarte, foarte puțini oameni. Vă dau câteva versete și dumneavoastră puteți să ridicați și mâna care ați intrat în versetele astea. Vă dau, de exemplu, un verset. Bucurați-vă când? Întotdeauna. Vreau să văd Domnul care se bucură întotdeauna. Dar vreau să vă întreb, versetul ăsta e scris numai ca să fie scris? Adică vreau să vă întreb, când Dumnezeu în Vechiul Testament a avut 10 porunci, pentru cât timp le-a dat? Pentru o zi, pentru o noapte, pentru două? Dacă îmi spune bucurați-vă întotdeauna, pentru cât timp e valabil? Nu, vreau să văd și eu pe omul ăla care întotdeauna, indiferent de circumstanțele vieții, el se bucură întotdeauna. Știți că undeva s-a prăbușit o casă, n-a pățit nimeni nimic, dar au fost numai dărâmături și dimineața un cocoș a ieșit de sub dărâmături, aripa frântă, penele smulse, s-a ridicat pe dărâmături și a început să cânte. Făcea ce știa. Ce contează că aripa a fost frântă? Ce contează că penele au fost mulse? El s-a urcat pe dărâmături și cânta. Nu, vreau să văd eu pe omul ăla după ce se prăbușește tot. El iasă cu coastele rupte, iasă cu penele smulse, că oricum viața asta îți va oferi câteodată dărâmături. Vor fi prăbușiri, vor fi falimente și te vei ridica deasupra dărâmiturilor și ca și un cocoș îți vei cânta cântarea. Plin de bucurie, bucurați-vă întotdeauna. A fost o mișcare cu mult timp înaintea noastră, mișcarea moraviană, care aștepta în biserică să vină puterea lui Dumnezeu. Deci odată la cina Domnului într-o duminică a venit puterea lui Dumnezeu peste ei și s-a manifestat în astfel de mod, încât când au ieșit afară, erau atât de fericiți și bucuroși că se întrebau ei, băi, am ajuns în cer. Și noi suntem în cer. 100 de ani a ținut. 100 de ani, când a venit puterea lui Dumnezeu într-o duminică la cină, 100 de ani, trăsătura fundamentală a moravienilor a fost bucuria. Adică s-au ridicat peste toate dărâmăturile vieții și puteai să cânți. E, de ce nu intrăm în promisiunea asta? Sunt foarte puțini oameni care intră în promisiunile lui Dumnezeu și sunt într-o stare de biruință în biserică. Poate avem o stare de pocăință, dar nu avem o stare de biruință. Vă dau alt verset. Spune Biblia așa, nu vă îngrijorați de... Nu, vreau să văd și eu pe ăla, că vin să-i sărut picioarele. Care nu se îngrijorează de absolut nimic. Deci nu ești încordat niciodată. Nu ești tensionat, nu vorbesc că ai tensiune. Că aia deja ai depășit limita de viteză. Adică să fii un pic tensionat, să fii încordat. De ce ești? Dacă ai intrat în odihna lui Dumnezeu, dumneavoastră știți ce înseamnă cuvântul sabat în Noul Testament, nu în Vechiul. Și în Vechiul însemna o zi de odihnă. Și avem o zi de odihnă în care trebuie să intrăm. Sabatul pentru noi este o odihnă în care trebuie să intrăm permanent. Eu țin sabatul în fiecare zi. Eu n-am o zi de odihnă din 7. Eu am intrat într-o stare de odihnă în Hristos și mă liniștesc. N-am nicio tensiune, n-am nicio încordare, n-am nicio problemă, n-am niciun nerv. Sunt fericit, sunt liniștit pentru că eu sunt în Hristos și am intrat în sabat.
Păi degeaba ții 6 zile și ești tot stresat și tot buimăcit și după aceea zice, când ții ziua Domnului? Duminica, tu, sâmbătă. Păi nu mă interesează. Sabatul ăsta a trecut cu o zi. Acum zice să nu vă pomeniți venind prea târziu și să intrați într-o zi odihna lui Dumnezeu. Adică să te liniștești. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când Dumnezeu a făcut omul, în ce zi l-a făcut? Știți? A șasea zi. Și după aia, următoarea zi, ce i-a dat să facă? Înțelegeți cu ce începe creștinismul? Dumnezeu face o făptură nouă, face o creație nouă și spune, acum te odihnești. Uită-te la tot ce am făcut eu, bucură-te, fii satisfăcut și sari în sus de bucurie, slăvit să fie Domnul. Nu, unde e ăla? Eu știu că dumneavoastră vă uitați la mine, dar eu mă uit la dumneavoastră. Asta e marea problemă. Că biserica e mediocră pentru că și slujitorii ca noi nu avem astfel de stări. Dacă ar fi ăia doi într-o biserică, ar fi bine. Dar s-ar putea ca aia doi să fie doar într-o țară. Vă mai dau alt verset. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru... Ai vreunul pe aici? Dar pentru ce sunt versetele astea? Bucurați-vă întotdeauna, nu vă îngrijorați de nimic, mulțumiți Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și noi când ne uităm la noi, vedem, băi, am trecut prin botez. Am avut stare de pocăință, m-am plâns păcatul. Am avut experiențe cu Dumnezeu, dar domnule, n-am ajuns în starea de biruință. Ei, vreau să vă spun, știți când apare starea asta de biruință? Când ești zdrobit pe deplin și adus la punctul zero. Când tu nu mai ai nicio putere, pentru că Dumnezeu nu concurează cu puterea ta. Te lasă până sfrânge toată puterea și atunci apare El. Aduceți-vă aminte, de exemplu, în Ioan 21. Când apare Domnul Iisus? Ăștia se duc la pescuit, toți. Și să chinuie și să trudesc cât timp? Toată noaptea. Eu vreau să vă întreb, de ce nu s-a dus Domnul Iisus la 12 noaptea? Că eu fi văzut cum se frâng toți. Bă, hai să vă ajut să prindeți niște pește. Nu s-a dus nici la 12, nici la 3. Știți când? Ce dimineața Iisus stătea pe țân. Și le pune o întrebare. Aveți ceva? Ce spune? N-avem nimic. Gata, ăsta e momentul meu. Deci vreau să vă spun, de ce nu intervine Dumnezeu în viața noastră și noi ne suvocăm toți că nu intervine Dumnezeu? Păi nu poate să intervină pentru că puterea ta nu s-a terminat. Încă mai ai încredere în forțele tale proprii. Trebuie să te lasă Dumnezeu să te faci praf. Să te zdrobească la punctul zero și atunci când se termină toată puterea umană. În momentul ăla are loc intervenția lui Dumnezeu și are loc o demonstrație de putere. Slăvit să fie Domnul! Aduceți-vă aminte că avea un prieten foarte bun în Betania. Știți cum se numea? Lazar. Și cele două surori îi trimit vorbă. Vină că prietenul tău este bolnav. Și Domnul Iisus i-a spus. Imediat vin. Uite, acum vin la padul tău, ești în suferință. Acum vin la spital, ești cu tuburile, ești în operație, acum vin. Nici vorbă nu s-a dus. Probabil că aștepta semnale. Probabil că Domnul Iisus întreba, mai mișcă capul? Da, nu mă duc. Mai vorbește? Nu mă duc. Mai mișc un deget? Nu mă duc. După ce a fost mort de-a binelea, băgat în mormânt, se duce și Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că acolo s-a terminat resursa umană. Și acolo intervine Dumnezeu. Slăvit să fie El. 38 de ani avea un om la o scăldătoare. De 38 de ani tot încerca să sară. Până a ajuns la neputință, familia l-a părăsit, vine Domnul Iisus și îi pune o întrebare și îi răspunde. N-am pe nimeni. Acu e timpul meu. Ați înțeles până unde ne lasă Dumnezeu? Când a transformat Domnul Iisus vinul? Apa în vin. Când? Deci când n-a mai fost nimic din uman. Vreau să vă întreb, primul vin, cine îl făcuse? Deci, i-au venit, bă, se gata vinul. Nu e nicio problemă. Nu fac nimic. Nu mi-a venit ceasul. Când îi vine ceasul lui? Când se termină ceasul tău. E, biserica asta supranaturală, care e o demonstrație de putere, trebuie să fie două stări. O stare de pocăință în care te scârbești de tine. Te saturi de tine. Cum a venit un frate într-o biserică, a spus, frate, am venit aici, asta e biserica unde vreau eu.
Păi, deci am fost la biserica aia, m-am săturat de ei. Am fost la biserica aia, m-am săturat de ei. Am fost la biserica aia, m-am săturat de ei. Am venit aici. Și fratele păstor s-a uitat, zice, du-te mai departe. Dacă te-ai săturat de aia, de aia și de aia, o să te saturi și de noi. Deci aici la biserica asta vin numai oameni care se satură de ei. Dumneavoastră, de cine v-a săturat? Te uiți la bărbat, m-am săturat de tine. Te uiți la copii, m-am săturat de voi. Te uiți la frate, m-am săturat și de voi. Dar de tine nu te-ai săturat. Nu ți-e scârbă de tine. Am văzut un mare om în Dumnezeu care nu uit niciodată ce a făcut. Nu pot să-i redau numele aici, dar s-a uitat la el și a scuipat pe el. A zis, pui, mi-e scârbă de tine. Când ai ajuns odată la starea asta să scuipi pe tine? Că ești o lepădătură, un gunoi. M-am gândit să le spun când o să mor eu, să nu mă țină 3 zile. Că hoitul ăsta m-a ținut destul să mă bage după 3 ore, după o zi să mă bage în pământ. Că trupul ăsta m-a ținut destul departe de Dumnezeu să mai mă țină 3 zile pe masă. E biserica asta care este o demonstrație a lui Dumnezeu, este un martor pentru puterile supranaturale ale lui Dumnezeu, care trăiește cu puterile veacului viitor, unde este o stare de pocăință și unde este o stare de biruință, este ca un turn pe o înălțime, se vede de la distanță mare. Dar el este așezat pe niște nivele, pe niște structuri, pe niște temelii, pe niște fundamente. Și așa, în finalul acestei slujbe, să vă spun pe ce este așezată o biserică puternică. Mă gândesc că dumneavoastră vreți să fiți o biserică puternică aici, nu? Amin? Slăviți să fie Domnul. No, trebuie să... Biserica asta nu se așează în gol. Trebuie să aibă ceva suport. Sunt 3 nivele sau 3 structuri sau 3... Cum vreți dumneavoastră să le ziceți, care fac ca biserica să fie la înălțime și să-L reprezinte pe Dumnezeu, să fie o demonstrație de putere. Ele sunt lucruri foarte simple, dumneavoastră deja poate că le știți unii dintre dumneavoastră. Eu vă spun, de exemplu, când faci o casă, ce faci prima dată? Temelia, da. Deci aia ține casa, e cea mai importantă, da? Vreau să vă întreb, din punct de vedere spiritual, cine-i fundația, cine-i temelia? E foarte simplu. Spune Pavel la Corintei, altcineva nu mai poate fi pus ca fundație. Cine-i fundația? Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Acum, după ce Natalia îți termin casa, îți construiești o casă, ai o temelie puternică, îți construiești casa cu 2 etaje, cu mansardă, cu etajul 1, când vin musafirii la Natalia în casă, ce îi prezinți prima dată? Deci ce prezentați dumneavoastră când vine un musafir acasă? Nu? Toți vă duceți și îi prezentați fundația, nu? Păi dacă e cea mai importantă și cea mai tare, de ce stă îngropată acolo și nu-i prezentată? E toți, hai să vă arăt designul de aici ce am făcut. Hai să arăt mansarda, mobila, baia. Asta e o prostie. Și câteodată e o prostie religioasă, pentru că toate religiile nu fac altceva decât să-și arate designurile și etajele și mansardele. Și uităm că avem o fundație care ne ține pe toți, o temelie care trebuie dezgropată, că stă în noroi și în praf și temelia este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Amin. Nu prezenta altceva. De-aia noi când ne întâlnim unii cu alții, cum ne salutăm? Ceau! Nu, te saluți? Pacea Domnului Iisus Hristos sau slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că de fiecare dată când noi ne întâlnim, dezgropăm fundația. Când te vizitează cineva, problema dumneata de bază este să arăți fundația, nu să arăți designurile, nu să arăți etajele din religia dumneata și mansarda. Și să ne certăm unii pe ceilalți că la tine mansarda e într-un fel și la mine mansarda e în alt fel. Dar temelia, dar baza. Ei, noi îl prezentăm pe Iisus Hristos, de-aia noi nu ne salutăm ceau, că după ceau nu mai urmează nimic. Dacă zici slăvit să fie Domnul, acolo urmează o putere, pentru că ori de câte ori temelia asta e dezgropată și Iisus Hristos este înălțat, Duhul Sfânt vine. Slăvit să fie Domnul. De fapt, cartea Faptele Apostolilor nu este cartea Duhului Sfânt, este cartea înălțării Domnului Iisus la dreapta Tatălui. Și când El a fost așezat la dreapta Tatălui, a turnat El ce? Ce vedeți? Și ce auziți? Deci toate urmările din Cartea Faptele Apostolilor se datorează faptului că Iisus Hristos a fost așezat la dreapta Tatălui. De-aia El toarnă. Ori de câte ori Iisus Hristos este înălțat, este glorificat, El toarnă Duhul Sfânt. Eu în ultimul timp așa mă uit și eu și dumneavoastră aveți, nu știu dacă ați văzut, sau dumneavoastră aveți sărbătoarea mulțumirii.
a recunoștinței, a roadelor. Și mă uit în biserici că mulțumirea asta și recunoștința și înălțarea Domnului Iisus nu este așezată pe o bază corectă. Și vreau să vă spun două extreme în seara asta, să le țineți minte dacă puteți. Vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu nu este dictator și nu are nevoie de 23 august. Să nu aveți impresia că Dumnezeu e un dictator, are nevoie de 23... Știți cum era la 23 august? Venea Ceaușescu și făceau toți repetiții. Se duceau toți, adevărat, se simțeau și bine, vorbeau unii cu alții, mai mâncau o prăjitură, mai... ce făceau ei pe acolo, se mai jucau, dar când venea Ceaușescu, după repetiții, toți la 23 august, cântarea României. Oameni buni, Dumnezeu nu este dictator. Să te oblige pe tine, înalță-mă, glorifică-mă, mulțumește, fii plin de recunoștință că eu sunt dictator acum și trebuie să tremuri în fața mea. Dumnezeu nu e dictator. Dumnezeu nu e nici o bătrânică care are nevoie de complimente. Acum, trebuie să te duci la Dumnezeu să-i spui după un an mulțumesc că ți-a făcut atâta bine, ca o bătrânică, a făcut atâtea pentru tine în viață și acum trebuie să spui și tu mulțumesc. Nu, Dumnezeu nu are nevoie. Vreau să vă spun, Dumnezeu e cel mai frumos. Este cea mai mare comoară din universul ăsta. Este ceea ce ai dumneatale nevoie, ceea ce te satisface, ceea ce îți dorești de o viață. Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră ați plecat în seara asta acasă, sau mâine ați merge pe stradă, dar toți din biserica asta, și undeva pe jos, într-o groapă, vedeți 1.000.000 de euro. Vreau să vă întreb, ce ați face? V-ați uitat dumneavoastră, stai că eu am cravată, am costum, nu pot așa să mă arunc. Păi eu aia altul înaintea ta. Știți cum am fi acolo ca niște copii? Ne-am târât pe jos, ne-am aruncat după bani. Și dacă ai băga $1.000.000 în bani, în buzunar, vreau să te întreb, cum ai venit, cum mai merge pe stradă? Ai băga $1.000.000 și ai merge așa? Eu nu cred. Eu cred că și babele de aici ați merge într-un picior. Ați sări! Pentru că ați găsit o comoară. Eu vreau să vă spun, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Nu-i văzută de toți, e ascunsă. Aici trebuie o revelație, trebuie o descoperire. Dar dacă găsești comoara asta, ea te satisface, te îndrăgostești de ea. Toate lucrurile în jurul tău ești în stare să le vinzi, să le dai. Nu mai poate concura nimic. Totul e un gunoi, totul e o mizerie, pentru că tu ai găsit comoara și comoara Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și cucerii de măreția lui Dumnezeu. Și copleșit de dragostea Domnului Iisus Hristos care a murit pentru dumneatale și pentru mine. Dumneatale, ai un spirit de laudă, de glorificare, de mulțumire și de recunoștință. Nu-i 23 august, nu-ți complimente, e starea unui îndrăgostit. Pentru că oamenii își laudă iubitele, își laudă sporturile, mașinile, casele. Ei, când ți-e drag de ceva, atunci normal că vin la ceilalți, spun, bă, laudă pe Domnul, uite ce a făcut Domnul. Cântarea este cea mai mare expresie a iubirii, oameni buni. Adică când nu mai poți vorbi, trebuie să cânți. Dar nu că la 23 august, că n-are nevoie Dumnezeu de asta. Adică starea ta e atât de înaltă încât trebuie să cânți. Și nu mai poți să te desfătezi în Dumnezeu și urmează darurile și știți dumneavoastră mai departe. Și e atâta bucurie și fericire, slăvit să fie numele Lui. Și toată asta se bazează pe o fundație care este Domnul Iisus Hristos. Oameni buni, scoateți fundația de noroi. Scoteți-o din praful ăla și lăudați-vă cu Domnul Iisus Hristos și bizuiți-vă pe dragostea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Spune despre un bărbat că a vrut să-și salveze familia, casa a luat foc și a vrut să-și salveze mama și tatăl și a intrat prin foc, n-a reușit să-i salveze, au murit și el a fost ars foarte grav. Dus la spital, când a venit, era tot desfigurat din cauza focului. Și că s-a închis într-o cameră și n-a mai vrut să iasă de acolo. Și soția lui s-a dus la un doctor estetician de estetic, așa, ca să-i facă, care fac operații din astea pentru înfrumusețarea feței și s-a dus acolo și i-a povestit toată povestea și doctorul a spus, zice, păi da, eu mă ocup de el și îi refac fața. Și femeia s-a uitat la el, zice, dar n-am venit ca să-l refaceți pe el. Eu am venit să mă operați pe mine, să mă desfigurați pe mine ca să pot să intru la el. Că el nu mai deschide ușa la nimeni. Și când a auzit doctorul, nu mai rezista, s-a dus la ea acasă și a început să bată în ușă la soțul ei. Băi, omule, ieși afară. Ieși afară că vreau să te operez. Nimic.
Nu înțelegi, soția ta stă aici să o operezi, să o desfigurezi ca să poată intra la tine. Când auzi lucrul acesta, s-a văzut cleanța cum se apasă. Pentru că există uși închise pentru veșnicie în inimile unor oameni care nu mai pot fi deschise decât cu dragostea lui Dumnezeu. Și când ai găsit această dragoste, atunci ești un drăgostit și te lauzi cu Domnul Iisus, nu te lauzi cu etajele și nici cu mansarda, ci cu Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Asta e primul nivel, fundația. Al doilea nivel, în momentul când pui fundația Domnului Iisus Hristos, atunci trebuie să ai al doilea nivel la relația ta personală cu Domnul Iisus. Vreau să spun, tot Vechiul Testament nu puteai să intri în prezența lui Dumnezeu fără mijlocitor. Și există o mare greșeală și o mare tragedie în creștinism că noi preluăm Vechiul Testament și intrăm la Dumnezeu tot cu mijlocitori. În Sfânta Sfintelor, în Vechiul Testament, nu intra nimeni, Dumnezeu era tot singur și omul era departe de Dumnezeu. Numai un mijlocitor, ca marele preot, intra în Sfânta Sfintelor. Era curtea de afară, era Sfânta și era Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor nu intra nimeni. E, în momentul când ai pus fundația asta și Iisus Hristos este fundația vieții tale, tu intri înaintea lui Dumnezeu datorită Domnului Iisus. Nu mai ai nevoie de niciun om. Poți să intri în Sfânta Sfintelor, să ai o relație personală cu Dumnezeu, fără mijlocitor care te pot înșela, care te pot trăda. Oamenii te pot, au darul și pot să-ți explice sau să spună anumite lucruri, dar tu personal ai relație cu Dumnezeu și hotărăști în viața ta voia lui Dumnezeu pentru tine, slăvit să fie numele Lui. De ce să mergem tot prin mijlocitor în Sfânta Sfintelor? Vreau să vă spun, în curtea de afară. Curtea de afară era luminată de luminătorii naturali. În Noul Testament asta îi reprezintă intelectul. Adică nimeni nu poate intra în relație personală cu Dumnezeu cu o lumină naturală. Intelectul este inferior, este un organ inferior. Nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Poate explica lucruri despre Dumnezeu, dar nu poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Deci intelectul dumneatale și al meu, este un organ inferior care nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Este nevoie de un alt organ numit Duh. Adică Duhul din mine, Sfânta Sfântelor din mine, că și eu sunt tot în trei. Curtea de afară, trupul, Sfânta Sufletul și Sfânta Sfintelor Duhul. Exact ca și cortul întâlnirii din Vechiul Testament. Curtea de afară, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și când Duhul Sfânta Sfântelor din mine intră în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, atunci are loc închinarea. Închinare nu-i cântare, nu e poezie și nu-i predică. Însemnează că adâncul din tine se unește cu adâncul din Dumnezeu. Și adâncul din Dumnezeu înghite adâncul tău și te lipești și te faci una, așa aia se numește închinare. Slăvit să fie Domnul! Și n-ai nevoie de niciun mijlocitor, poți să mergi direct în Sfânta Sfintelor. Nu te poate ajuta intelectul, el te poate doar asista, el poate pune jertfa, dar focul trebuie să cadă de la Dumnezeu ca o revelație, ca o descoperire, binecuvântat să fie El. Există Sfânta unde este lumina oamenilor lui Dumnezeu, adică oamenii lui Dumnezeu îți fac lumină, dar nu te pot ajuta decât până la perdea. De la perdea dumneata trebuie să intri singur în relație cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ți le poate explica în mulțime, trebuie să te dea la o parte. Să te ia pe un munte ca pe cei trei ucenici la schimbarea la față și să explice, să arate niște lucruri din împărăția lui Dumnezeu. De aia trebuie să fii singur cu Dumnezeu, să ai o relație personală cu Dumnezeu. Cum vreau să vă spun că cu ajutorul lui Dumnezeu noi avem trei copii. Slăviți să fie Domnul, Domnul să-i binecuvinteze. Ei public sunt văzuți. Dar vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu a asistat vreodată la relația mea intimă cu soția. Astea sunt niște roade. Dar relația mea intimă, personală, a fost cu soția mea ca să am aceste roade. Și asta n-a fost prezentată nimănui. E, în Sfânta Sfintelor trebuie să fii singur cu Dumnezeu. Trebuie să ai momentul când te întâlnești cu Dumnezeu în singurătate și tu să ai relație personală cu Dumnezeu. Acolo e șechina, prezența lui Dumnezeu. Nu mai este Sfânta Sfintelor cu lumină de la oamenii lui Dumnezeu, la preoți. Nu mai este nici lumina naturală de la intelect. Acolo coboară șechina, lumina, prezența, focul lui Dumnezeu în singurătate, tu cu Dumnezeu. Când a creat omul, i-a dat în stăpânire tot, dar înainte ca să-i dea în stăpânire, știți ce a făcut? L-a făcut după chipul și asemănarea lui. Și asta e în singurătate se întâmplă. Eu am fost fotbalist, oameni buni, dar meciul e numai sâmbăta. În celelalte zile e o relație personală cu antrenorul. Și în fiecare zi antrenorul îmi desenează pe tablă, mă pune în teren și îmi explică ce să fac.
Și sâmbăta este doar un rezultat public la ce am avut o relație cu antrenorul. Ei, n-ai cum când vii sâmbăta sau duminica la biserică să fie putere aici dacă dumneatale n-ai avut o relație personală cu Dumnezeu acasă. N-ai ajuns în șechina lui Dumnezeu, n-ai ajuns în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, că ați văzut așa o melodie sau o operă când se cântă la pian, 10 degete. Păi cum poți să te încânte în asemenea fel încât să vergi lacrimi sau să te ridici în picioare, să bați de palme? Cum? 10 degete! Și unii spun, păi zice, astea 10 degete sunt unite și noi trebuie să fim uniți. Bun, eu vă pun astea 10 degete și le unesc. Ce rezultă? Uitați-vă la mine. Nu e vorba de unitatea asta care dă lumea. Fiecare deget are o legătură cu creierul. Și textul care l-am citit eu spune că Hristos este capul, creierul. Binecuvântat să fie El. Dar ai nevoie de revelație, de lumină, să vezi lucrul ăsta. Hristos este capul și fiecare mădular, fiecare deget trebuie să aibă o legătură personală. Și atunci degetul ăsta spune, acu, dar de la creier toată comanda. Mai spune în cartea Efeseni, dacă vreți să vă citesc, zice, din el tot trupul bine închegat și stând legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Vreau să spun, dumneavoastră și cu mine, suntem ca niște încheieturi. Noi avem încheieturile, uite, aici pot să fac cu mâna așa, aici, aici. Dacă încheieturile nu merg bine și am artrită, eu țeapăn. E, dumneata este o încheietură, fiecare o încheietură și așa corpul crește, biserica devine supranaturală. Dar ce zice dumneavoastră dacă un frate o încheietură nu vrea să se miște? Ce folos am eu că e o biserică de 3.000 de membri și toate încheieturile sunt și un uriaș care merge așa? Nu m-ar folosi mai bine un copilaj de ăsta care face așa și mă aduce ceva. Da, Biblia spune, dacă doi sau trei care se mișcă bine, acolo se crește. Poate să fii 3.000. N-are nicio importanță. Eventual, poți să mai pocnești câteodată. Zic care au artrită și când fac așa, face poc! Câteodată așa în biserică. Numai poc! 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 Numai pocnituri. Pentru că nu merg încheieturile bine. Asta însemnează că toți trebuie să avem o relație personală cu creierul. Noi nu trebuie să ne legăm de oameni. Vreau să vă citesc în Faptele Apostolilor să vedeți ce scrie. În Fapte 3 spune așa. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, această rugăciune era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog de naștere. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat, îndată i s-au întărit tălpile și glezne, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. Fiți atenți, Petru și Ioan l-au vindecat prin darul care l-aveau. A intrat cu ei în templu. Și în momentul ăsta a avut o separare de ei, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Deci ei nu s-au legat de Petru și Ioan. Ei au făcut vindecarea, dar ei au fost niște hăruiți din partea Domnului ca tu să mergi. Dar legătura ta trebuie să te ducă personal cu Dumnezeu. Omul care nu vrea să te ducă în Sfânta Sfintelor, te manipulează și îți ia banii, ăla nu e omul lui Dumnezeu. Vrea să fii un mijlocitor, să te duci în toată țara după el. Dar nu e omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu te duce la perdea și te lasă. Zice, acum laudă-L pe Dumnezeu, nu mai veni după mine. Nu departe de dumneavoastră de aici există o mănăstire. Mănăstirea Prislop. Nu știu câți ați fost acolo. Mănăstirea Prislop a avut harul să aibă cu mulți ani în urmă, peste 20 ceva de ani, un om al lui Dumnezeu acolo, pe Arsenie Boca. Arsenie Boca a avut un dar deosebit din partea lui Dumnezeu prin faptul că vedea ce e în om. Avea descoperire, să spună ce e în tine. De exemplu, a dus un băiat la el și a spus, Doamne, uite, pe mine m-au condamnat la pușcărie și eu nu-s vinovat. Și Arsenie s-a uitat la el și așa e. N-ai făcut nimic, ești vinovat pe nedrept, dar o să faci pușcăria și o să spun de ce o faci. Ce în urmă cu ceva timp te-ai culcat cu o fată. Ce da. Ai lăsat-o însărcinată, da. A avortat copilul, da. Tu faci pușcăria pentru copilul care l-ați omorât în avort.
Păi vă dați seama atunci că se adunau peste 1000 de oameni, sute de oameni vineau acolo. Dar el le spunea, oameni buni, mulțumiți lui Dumnezeu. Ei, oamenii, el a murit, a fost înmormântat și după 23 de ani se adună cu zecile de mii la mormântul lui și îl laudă pe Arsenie Boca. Păi Petru și Ioan au făcut o vindecare și s-au dezlipit de omul ăsta ca omul ăsta să intre în relație personală cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți vorbește printr-un predicator săptămâna asta, dumneata, nu trebuie să mergi după el în toată lumea. Dumneata, trebuie să te duci în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu să ai relație cu Dumnezeu, să-L auzi pe Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Nu umblați după mijlocitori, după oameni. Dumnezeu vi-i trimite, vă ajută, vă vindecă, vă hăruiește prin ei. Dar după aia sari și umbli și lauzi pe Dumnezeu în Sfânta Sfintelor și ai o relație personală cu Dumnezeu. Amin. Deci dacă vreți ca biserica să fie puternică, foarte simplu. Temelia, Iisus Hristos, îl înălțați pe El, dar nu așa ca la 23 august. Și nici ca la o pătrinică care are nevoie de complimente, ca o revelație, ca o descoperire. Vezi cât e de frumos, cât e de mare, cât e iubirea Lui și nu mai poți. Și îl lauzi pe Iisus Hristos. După aia o relație personală cu Iisus Hristos. Și în al treilea rând, foarte simplu, ai o relație în familie bună. Eu v-am spus acum niște lucruri foarte simple. Dumneavoastră, ca și mine, aveți copii, majoritatea dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun, un părinte slab spune la copil, un părinte bun explică la copil și un părinte foarte bun motivează. E o diferență mare. Adică toți avem copii și acum trebuie să avem o relație în familie. Știi, la fiul tu, ăla mic, care 5-6 ani, tu 10 ani, 12 ani, ce spui? Auzi aici, îți spun un lucru, tu la discotecă n-ai ce să cauți. Ai înțeles? A cui balul bobocilor să nu vă prind pe bunul pe acolo. Asta să spui, asta ești un părinte slab. Dacă vrei să fii un părinte bun, trebuie să explici. Dar asta îți cere timp. Și tu n-ai. Că începe Chelsea cu Steaua, și tu îi spui la copil, băi, tu să nu te duci acolo, ai înțeles? Și copilul zice, păi, dar de ce, tati? Băi, n-am timp să-ți explic. Lasă-mă în pace, eu vin de la muncă, sunt obosit, trebuie să mănânc, mai văd ceva. N-am timp eu de explicații, dar ești un părinte slab atunci. Vine fiul meu care e la liceu, acum pe clasa 9, și îl văd cu niște jnuluri pe mână. Toate, băi, zic, ce înseamnă asta? Păi uite la mine, zice, tati, păi asta toate au o simbolistică, ce înseamnă? Asta e cerul, asta e sângele. Băi, fii atent aici, am dat crucea jos de la gât și de pe mână un simbol mult mai frumos decât șnururile voastre. Păi nu vă supărați, nu dau crucea jos de la gât care mi se pare un simbol mai fantastic decât șnurul ăla și acum pun șnurul pe mine. Dar am vrut eu cumva așa să-i spun să-l las, dar el nu înțelegea și trebuie să stau și să-i explic, dar asta e mai greu. E mai ușor să aduci foarfeca, ai tăiat jnururile, le arunca acolo și gata! E slab atunci. Dacă vrei să ai o relație bună în familie, atunci trebuie să explici de ce nu are voie asta. De ce nu are voie să se ducă acolo? Și să-l aștepți, să ai răbdare. Dacă vrei să fii foarte bun, trebuie să motivezi. Adică trebuie să arăți prin viața ta, încât copilul nu mai trebuie să te întrebe. Eu n-am să caut acolo, când mă uit la tata, când mă uit la mama. Adică asta e motivare. Ați înțeles? De exemplu, copiii ăștia mici, prunci ăștia care aveți, ei pot să meargă, nu știu cât ați fost cu avionul, nu vă îndemn să vă duceți cu avionul. Dar când te duci cu avionul, avionul merge pe două sisteme, pe manual și pe pilot automat. Adică când pleacă, e manual. Și când ajunge la 10.000 de metri, îl pune pe pilot automat, au și mașinile astea, și îl lasă să meargă. După aia când aterizează, iar îi dă pe manual. Ei, copiii când se nasc, ei sunt pe pilot automat. Ei n-au manual. Ei n-au nicio legătură cu mediul înconjurător să aibă un conștient. Ei îl formează după dumneata. Adică dumneata le pui pe pilot automat și îl înveți, și îi explici, și îl motivezi. Și la 14-15 ani, el trece pe manual, schimbă viteza. Și când el trece pe manual, tu vrei să-l pui pe pilot automat. Nu mai merge. Deci pe pilot automat este până atunci. După aia îl dă pe manual, dar rămâne în subconștient cu toate învățăturile.
Și el iasă la iveală. Păi, de exemplu, când un copil pleacă la 14 ani, se duce la liceu în altă parte și colegii spun, o țigară și tu. Vezi, dacă vede prima dată, tremură de frică. Și dacă o ia, el are niște reacții care nu le au ceilalți din lume. Pentru că el a fost pe pilot automat, a trecut pe manual, dar subconștientul lui scoate reacții. Subconștientul are reacții. De exemplu, dacă eu vin la un frate și îi dau o palmă, el poate să folosească conștientul, ce știe el, să mă iubești, să întorci și fața cealaltă, sau poate să reacționeze din subconștient, alea-s reacții, și îmi dă una înapoi. Și după aceea zice, au, ce-am făcut? Deci el n-a vrut din conștient să facă asta, de undeva din subconștient vin reacțiile. Și copiii ăștia, pe pilot automat, acumulează toate reacțiile în subconștient. Și când e mare, se duce o țigară. Nu pot. Deci el reacționează. Poate că îi place, ar vrea și el un pahar, dar... Păi sunt frați care au plecat din biserică în lume. Și cunosc eu niște bărbați așa, în toată firea, și bărbați puternici care au ajuns mari și bogați, dar s-au lăsat de pocăință. Și ne spun câteodată, băi, Mihăiță, ce ne adunăm ăștia care am fost pocăiți. Și facem câte un chef. Și după ce ne îmbătăm, începem să plângem și cântăm cântări de la pocăiți. Acum spuneți dumneavoastră, cum se poate asta? Deci ei în subconștientul lor, de când au fost pe pilotul automat de acasă până la 14 ani, ei își dau seama că greșesc. Și după ce s-au îmbătat, nu îi lasă conștiința, nu îi lasă subconștientul, iasă prin reacții, încep să plângă și încep să cânte, Iisus al meu, tovară scump. Cum e asta? E, dar toate lucrurile astea se formează în familie. Toate lucrurile astea se formează în familie. Adică, eu am văzut oameni, de exemplu, care vin copii la catecheză și au 18 ani. Și-s copii de pocăiți. Și vin la catecheză și întreb, ai citit Biblia? Nu. Păi ce-o fi făcut părinții tăi cu tine, dar n-au putut să citească Biblia cu tine într-o viață? Oameni buni, este inadmisibil pentru părinți pocăiți, cu copii pocăiți, să ajungă la 18 ani și să nu citiți Noul Testament împreună. Păi cum vreți o biserică puternică? Prin faptul că invitați predicatori și cântăreți? Luați-vă gândul de la asta. Biserica puternică se zidește pe Iisus Hristos. Amin. Pe o relație personală cu Iisus și pe o relație în familie bazată pe cele două sisteme de sub. Păi cum să nu stai tu cu copiii tăi niciodată în săptămână? Oameni, știți cât are o epistole? 5 capitole, 6 capitole. Dacă citiți odată pe săptămână cu copiii dumneavoastră un capitol, terminați o carte din Noul Testament într-o lună. Dar noi venim aici și vânăm pe alții. Când noi acasă nu avem o relație. Păi cum să vin eu să învăț? Vreau să eu fac parte din Biserica Baptistă și noi duminică avem studiu biblic. Păi cum să vin eu duminică dimineața la studiu biblic? Să spun, băi, fraților, hai să vă spun eu studiu biblic de azi. Păi de ce n-am ținut eu studiu cu copiii? Și cu nevasta mea prima dată. Nu să-i învăț pe alții. Și sâmbătă seara, înainte de studiu, ne adunăm toată familia, 3 copii, soția, eu, și citim capitolul din studiu. Și învață toți versetul de aur. Au și un premiu. La 4 versete de aur, adică la o lună, primesc 20 de lei dacă știu versetele perfecte. Nu contează că e tot din alocația lor. Dar au și ei ceva acolo. Ei sunt pe pilot automat acolo, oricum. Dai, le dai acolo ceva. Și înveți 4 versete pe lună. Vreau să vă întreb, într-un an, în 10 luni, știți câte versete sunt? 40 de versete. 50 de versete pe an le acumulezi și le pui pe pilot automat. Nu la 20 de ani le iei de ureche și îl tragi la biserică. Lasă-l cu ce l-ai învățat până la 12 ani, cu la 14 ani. Care-s versetele? Care-s predicile? Ții studiu. Băi, ce-ați înțeles voi de aici? Ce-ați înțeles voi de aici? Ce-ai... După aia ne rugăm și după aia mâine mergem la biserică. Până noi seara, sâmbătă, la televizor, duminică dimineața la biserică. N-ai avut niciodată relație cu familia ta timp de o săptămână, timp de o lună. Și dumneata vrei să fii o biserică supranaturală când vii aici. Bă, a fost plictiseală, măleșeală. Din cauza ta a fost. Că tu ai venit cu copiii tăi, n-ai citit în Biblie, n-ai avut relație cu familia, n-ai avut relație personală. Nu l-ai dezgropat pe Iisus Hristos, temelia. Și acum vii la biserică și aștepți să ți se dea. Nu se poate.
Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să avem o relație în familie și, așa cum spune Biblia, în final vreau să mă apropii de încheiere, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al păcii. Și spune Biblia, ferice de făcătorii de pace. Dacă Dumnezeu Tatăl nostru este un făcător de pace și iubește pacea și Dumnezeu al păcii, noi cum ar trebui să fim? Făcători de pace, nu? Na, acum eu vreau să vă întreb. Câți de aici nu v-ați certat cu soția în anul ăsta? Că dumneavoastră sunteți făcători de pace. Am spus fratele Petrică la noi în biserică despre Niculiță Moldoveanu că vreo 40 de ani de când s-o căsătorit cu soția lui nu s-o certa niciodată. Și a fost la el și soția a mărturisit lucrul ăsta și a spus în biserică un frate care era în spate s-a uitat la sora, la nevasta lui, peste tot și a zis, cum or fi putut? Că la noi toată ziua. Cum or fi putut ăștia 40 de ani? Păi e relație în familie. Ești un făcător de pace. Numai ca să faci pace trebuie să pierzi. Pentru că Biblia spune pedeapsa care trebuia să o luăm noi, pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste? Na, cine vrea să ia pedeapsa? Dacă vrei pace, trebuie să iei o pedeapsă. Trebuie să suferi ceva, n-ai cum. Avram a suferit și a pierdut. Iosif a pierdut și a suferit și a pierdut. David a suferit și a pierdut. Dar au avut pace. Avram a spus la nepotul, ia ce vrei tu, în ce parte vrei tu, numai eu vreau pace. Și trebuie să renunți, trebuie să pierzi. Înțelegeți dumneavoastră? Dar noi nu vrem să pierdem. Pune despre un copil că a fost la școală și nu-i nimica. Să mai întâmplă și lucruri din astea. Că până asta nu-i nimica, numai mai există câteodată situații și am văzut și în adunări și e foarte frumos ca noi și de acasă să facem lucrul ăsta. A fost un predicator și a predicat într-o adunare și a sunat telefonul. Dar tonul, sunetul de la telefon era un muget de vacă. Mă vă dați seama ce ieșit acolo. Timp ce predici, începe vaca și mugetul. Deci puneți-vă și noastră, sau mai vin la biserică și își pun melodii, chiar nepocăiți, își pun diferite melodii populare sau ușoare și timpul predicii începe să cânte Petrică Mus. Deci, creștinism însemnează Hristos. Puneți-vă o melodie creștină măcar. Măcar dacă ne deranjează când predicăm, să înceapă să cânte melodia. Iisus al meu, prieten, ne oprim și noi. E altceva. Deci vă îndemnăm pe toți să faceți lucrul ăsta. Dacă nu vreți să vă opriți telefoanele, schimbați-vă melodiile. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Și era un prunc la școală și învățătoarea a văzut că se foiește tot. Zice, bă, ce vrem? Vreau să plec acasă. Păi zice, bunicii mei sărbătoresc nu știu câte zeci de ani de căsătorie, zice, și nu s-au certat niciodată, învățătoarea spune. Băi, nu s-au certat niciodată, eu nu cred asta. Păi, treaba dumneavoastră. Lăsa copilul să plece și s-o lua după el. A ajuns acasă, i-a bătut și ea. Nu vă supărați, aveți atâția ani de căsătorie, da. Păi se zice, m-a spus copilul la școală că nu v-ați certat niciodată, așa e. Păi cum ați reușit? Păi zice, am făcut o înțelegere de la început. Când îi vin nervii la unul, ălălalt se iasă afară. Și zice bărbatul, eu de atunci stau tot cam pe afară. Și-i pace. Băi, trebuie să iei o pedeapsă. Dom'le, dacă vrei să fie pace, mai ieși pe afară. Du-te în camera aia înaltă, nu sta acolo. Există un verset, nu știu dacă poți să-l pui în final, versetul ăsta, Isaia, capitolul 57. Spune așa la versetul 21. Nu știu dacă poți să pui Isaia 57 cu 21, dacă poți să-l afișezi pentru frați. Se spune așa. Cei răi... Deci care-i semnul unui om rău? N-are pace.
Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Ăsta e semnul unui om rău, că n-ai pace. Dar pune un verset mai înainte, versetul 20, să vedeți ce înseamnă să n-ai pace. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară de la fund noroi și mâl. Există oameni care n-au pace și oamenii ăsta sunt ca niște valuri, ca o mare învolburată și agitată și scoate afară noroiul și mâl. Oamenii care au pace, biruitorii, în Apocalipsa sunt descriși pe o mare de sticlă. Uitați dumneavoastră la sticla aia. Vedeți dumneavoastră ondulații? Deci ca pe o mare de sticlă, adică ai liniște, ești în pace. Ei, vreau să vă spun un principiu foarte important în familie. Când vedeți că sunteți așa, ca marea învulburată, binecuvântați-i pe cei din jur și tăceți din gură. Ca să faci un mare bine. Există momente, deci pentru noi păstorii, de exemplu, te uiți și vezi că intră cine intră și cum intră și cum îmbrăcat sau îmbrăcată și te apucă nervi. Și devii o mare agitată și învolburată și mă enervezi. Stai liniștit, nu spune nimic că faci prostii. Stai până se așează marea, pentru că altfel scoți tot noroiul și mâlul afară. Și scoți de ani de zile în familie și îi spui la nevastă, așa, și ea îți spune ție și scoți tot. Până se liniștește, duce toată mizeria iar la fund. Și dacă nu te mai cerți o viață, atunci e frumos. Dar învățați principiul acesta. Când sunteți așa, faceți ceva. Ieșiți afară, chiar dacă stați o viață. Mergeți pe undeva, găsiți-vă un culcuș prin altă parte, dar să fie liniștit. Atunci spui adevărul când ești liniștit. Și asta e o relație în familie. Dragii mei, eu știu că și dumneavoastră doriți ce doresc și eu, să facem parte dintr-o biserică puternică, care e ca un uriaș față de potențialul lumii de afară. E bine că avem toate lucrurile care le facem, dar elementul de bază, pasiunea noastră, puterea lui Dumnezeu. Ar trebui să visăm să fim oamenii lui Dumnezeu și biserica să fie înaltă la înălțime și să fie observată de la depărtare. E biserica asta la înălțime, care reprezintă, este martorul lui Dumnezeu pentru lucruri supranaturale, are trei nivele. Temelia Iisus Hristos, care trebuie dezgropată și prezentată. În al doilea rând, relația ta personală în Sfânta Sfintelor cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, relația în familie. Doamne, ai milă de noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Eu nu am câteodată sfârșituri lacrimogene, nici nu-mi doresc asta, dar am încercat să vă prezint la nivelul meu, cu credința și darul care mi l-a dat Dumnezeu, câteva adevăruri din Sfânta Scriptură. Toate adevărurile astea nu se pot înțelege dacă nu ne rugăm cum a fost rugăciunea Apostolului Pavel. Doamne, deschide-mi și mie ochii inimii să văd. Să cunosc puterile veacului viitor. Să cunosc puterea ta nemărginită. Și vreau să fac parte dintr-o biserică care e reprezentantul tău. Vreau să fie în adunări stări de pocăință. Vreau să fie stări de biruință. Asta însemnează că îl lăudăm pe Iisus Hristos, îl dezgropăm de acolo, îl înălțăm, nu ne lăudăm cu mansardele, cu etajurile noastre. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Intrăm într-o relație personală cu El în fiecare zi și intrăm în Sfânta Sfintelor și avem o relație în familie. Și când lucrurile astea se întâmplă timp de o săptămână, duminică când veniți la biserică, ascultați-mă ce vă spun, nu trebuie să cânte nimeni, nu trebuie să predice nimeni, este puterea lui Dumnezeu. În rest, putem să facem spectacole, pe stadioane, oamenii s-au săturat, nu mai vin. Putem să facem evanghelizări, sunt bune. Dar ceea ce ne lipsește nouă, cu adevărat, este altceva. Este ca dumneatale singur să dezgrop temelia asta, să ai relație și în familie și personală cu Dumnezeu. Du-te acasă, împlinește cuvântul ăsta și vină după aia la biserică, așa,
nu mai avea pretenții la biserică când tu n-ai avut lucrurile astea acasă, că n-are ce să se întâmple. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să fac o rugăciune în finalul acestui mesaj și aș vrea să te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne Tată, mă închin în fața Ta în seara asta. Doamne, îți mulțumim că ne-ai așezat în casa Ta, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai primit ca niște nedrebnici și prin sângele Domnului Iisus Hristos suntem spălați și curați. Doamne, vrem o biserică puternică, Doamne. Suntem atât de departe, suntem mediocri, Doamne. N-avem stări de pocăință, n-am intrat în biruință, nu știm să ne bucurăm, să-ți mulțumim, să nu ne îngrijorăm. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, Doamne. Secretul e la Tine și ca să vină Duhul Sfânt să ne umple viața. Doamne, mărturisim în această seară că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că sângele Domnului Iisus iartă orice păcat, că El este singura cale nouă care a despărțit perdeaua de la Sfânta Sfintelor și putem să intrăm în relație personală cu Dumnezeu. De aceea, Tată, primește-ne înaintea Ta datorită Domnului Iisus. Te rog, ajută fiecare om să aibă o relație personală cu Tine. Te rog, Dumnezeule, să nu mai fim înșelați de oameni. Doamne, ne-ai trasat calea asta, Dumnezeule, și ai plătit pentru ea ca să putem intra, să aflăm voia Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru toți oamenii care vorbesc din partea Ta. Dar ajută-ne orice dar ar avea să nu ne legăm de ei, ci să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Și dacă s-ar întâmpla ceva prin noi, să știm ca și Petru și Ioan să ne dăm la o parte și să lăsăm oamenii să intre în Sfânta Sfintelor, să aibă relație cu Tine și să lege de Tine. Doamne, Te rog pentru toți prietenii care sunt în seara aceasta aici, ajută-i să intre în Sfânta Sfintelor. Ajută-i să înțeleagă că nu trebuie nimic, ai plătit Tu totul, doar să Te primească ca Domn, ca temelie, ca bază și să aibă o relație cu Tine. Te rog, întâlnește-Te cu ei, Doamne. Te rog, Dumnezeule, să ne ajuți în casele și în familiile noastre să avem o relație cu Tine, cu pruncii noștri, cu soțiile noastre, cu soții noștri. Doamne, Te rog, ajută-ne să ne învățăm copiii, Doamne. Te rog, ajută-ne să avem părtășii și rugăciuni în casă. Te rog, Dumnezeule, să ne ajuți să fim făcători de pace. Întotdeauna am dat vina pe alții, dar, Doamne, când suntem în război cu cineva, noi suntem în război și cu Tine, pentru că stăm acasă, nu mai putem lua cina. Nu ne mai putem împărtăși, ne rușine, nu mai putem ridica capul sus. Asta însemnează că avem război și cu Tine. Doamne, prin sângele Domnului Iisus am fost împăcați cu Tine. Și prin iertare, Dumnezeule, poți să fim împăcați unii cu alții. Ajută-ne să ne împăcăm, să ne iubim, Doamne. Dacă sunt familii în pragul divorțului care nu mai pot, Dumnezeule, și lucrurile astea s-au ascunse, dar Tu le știi la ei acasă. Doamne, spune un cuvânt lor în seara aceasta. Vindecă familiile acestea, Dumnezeule, și ajute pe toți să se bucure de părtășie în casele și în familiile lor. Doamne, aceasta este rețeta pentru a ne vindeca și pentru a fi o biserică puternică. Mă rog și pentru muntele Sionului de aici. Urcă-i pe muntele Tău, Doamne. Înconjoară-i cu zidurile Tale. Pune străjerii Tăi acolo pe ziduri, Dumnezeule. Și fă să fie o întăritură puternică, Doamne. Fă să fie o cetate de scăpare pentru cei slabi. Și în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos să fie înălțat în veci de veci. Amin. Amin.